Haideți să continuăm cu o altă floare. Am făcut deja primul ochi de lanț de bază. Acum voi face un număr de 8 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vom închide cercul în primul ochi de lanț cu piciorul alunecat. Iar acum voi face două ochiuri de lanț care vor ține locul unei jumătăți de picioruș dublu, după care voi continua lucrând un număr de alte 15 jumătăți de picioruș dublu, iar la sfârșitul rândului vom avea un total de 16 jumătăți de picioruș dublu. Deci 16 vor fi, avem 2, 3, 4, e greu, dar nu ne lăsăm bătuți. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Voi împinge un pic așa să-mi încapă tot. 14, 15, iar acum voi face ultima jumătate de picioruș dublu și avem un număr de 16 jumătăți de picioruș dublu. Acum voi închide în cel de-al doilea ochi de lanț din primul picioruș, voi închide cu picioruș alunecat. În felul acesta. Voi continua lucrând un număr de 3 ochiuri de lanț, 1, 2 și 3, care vor ține locul unui picioruș dublu, după care voi face alte 3 ochiuri de lanț care vor separa piciorușele duble. Voi lua firul odată pe croșet, voi sări un picioruș și voi intra, deci, în cel de-al treilea. Aici a fost primul, al doilea, voi intra în cel de-al treilea. Aici. Și voi face un picioruș dublu. Voi face din nou un număr de 3 ochiuri de lanț. 1, 2, 3. Voi lua firul odată pe croșet, voi sări un picioruș, voi intra în cel de-al doilea și voi face un nou picioruș dublu. În felul acesta vom lucra de jur împrejur un număr de
două, patru, șase, opt piciorușe duble vom avea de jur împrejur. Deci avem 1, 2, 3, 4-lea, 3 ochiuri de lanț, 5-lea picioruș, 3 ochiuri de lanț, 6-lea picioruș dublu, 3 ochiuri de lanț, 7-lea picioruș dublu, 3 ochiuri de lanț, iar acum voi face ultimul picioruș dublu, 3 ochiuri de lanț și voi închide. În cel de-al treilea ochi din primul picioruș, voi închide cu piciorușul alunecat. Eu în același timp urmăresc și schema de pe carte, de aceea uneori mă opresc și voi continua. Cu fir alunecat voi intra în primul spațiu format din cele trei ochiuri de lanț și voi lucra în acest spațiu un număr de 4 piciorușe duble. Deci voi începe cu 3 ochiuri de lanț, mai întâi 1, 2, 3, după care voi lua firul odată pe croșet și voi continua cel de-al doilea picioruș dublu, al treilea picioruș dublu, cel de-al patrulea picioruș dublu, iar apoi voi face 2, 4, 6, 8, un număr de 9 ochiuri de lanț. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Iau firul odată pe croșet și voi intra în următorul spațiu și voi lucra din nou 4 piciorușe duble. 1, 2, 3, 4, 9 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ochiuri de lanț, iau firul odată pe croșet și mă deplasez către următorul spațiu. Și aici voi face din nou 4 piciorușe duble. 1, 2, 3, cel de-al patrulea, 9 ochiuri de lanț, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Intru în următorul spațiu și voi lucra din nou 4 piciorușe duble. Deci repetăm în același mod până la sfârșitul acestui rând.
patru piciorușe duble în corespondența celor trei ochiuri de lanț, separate de nouă ochiuri de lanț între ele. Patru. Cinci, șase, șapte, opt, nouă. Voi deplasa aici. Voi face alte patru piciorușe duble. Chiar dacă mă repet, dumneavoastră puteți observa manualitatea. Eu aceste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Aceste flori le lucrez pentru o doamnă, pentru nora bătrânei, să-și aleagă ceea ce îi place pentru a-și decora costumul de baie, pentru că doamnele aici merg la mare. Deci, în interiorul celor trei ochiuri de lanț voi face cele patru piciorușe duble. Și cel de-al patrulea. 9 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Iau firul pe croșet. Voi intra în următorul spațiu, voi face 4 piciorușe duble. Ochiuri de lanț, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Iau firul pe croșet. Voi intra în ultimul spațiu și voi face 4 piciorușe duble. Am văzut o doamnă, doamna Elena, care este foarte entuziasmată de acest tip de croșet. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția dumneavoastră și pentru cuvintele frumoase. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 9. Deci am făcut ultimele 9 ochiuri de lanț. Și voi închide în cel de-al treilea ochi din primul picioruș. Voi închide cu picioruș alunecat. În felul acesta. Acum, cu picioruș alunecat, mă voi deplasa în mijloc, între cele patru piciorușe duble. Deci cu picioruș alunecat mă voi deplasa între cele patru piciorușe duble. Aici voi face un ochi de lanț care va ține locul unui picioruș scurt. Iar în interiorul acestui arc de 9 ochiuri de lanț vom lucra. Scuzați așa un pic să număr exact. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 piciorușe duble. Deci iau firul odată pe croșet și încep să lucrez. 1, 2, 3,
4. Zece, unsprezece, doisprezece, treisprezece, paisprezece, cel de-al cincisprezecelea. După care voi intra între cele patru piciorușe duble și voi lucra un picioruș scurt. Și mă voi deplasa către următorul spațiu format din cele 9 ochiuri de lanț și voi lucra din nou 15 piciorușe duble. 1. Apoi le vom așeza cum trebuie. Mai repet o dată, apoi vom lucra singure. 2. 3. 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 și cel de-al 15-lea picioruș dublu voi intra între cele patru piciorușe duble și voi face un picioruș scurt. Și astfel am realizat deja două petale. Acum vom continua în același mod de jur împrejur, iar noi ne întâlnim la capătul rândului. Am ajuns la ultima petală, am făcut piciorușul scurt între cele patru piciorușe duble din rândul anterior și voi face acum cele 15 piciorușe duble în interiorul arcului format din cele 9 ochiuri de lanț. Avem 2. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9,
zece. Unsprezece. 12, 13, 14, cel de-al 15-lea picioruș dublu din acest ultim segment. Vom închide aici în piciorușul scurt pe care l-am făcut între primele patru piciorușe scurte de la începutul acestui rând. Vom închide cu fir alunecat. Voi scurta firul, voi lăsa o bucățică și la celelalte lucrări. Voi închide și uitați-vă că în felul acesta am realizat o altă floare. Bineînțeles, acum ea nefiind apretată, nu stă chiar în mod perfect, dar în momentul în care vor fi apretate și călcate, vor fi perfecte. Uitați-vă cât de frumoasă este. Eu sper foarte mult să vă placă ceea ce învățăm împreună, pentru că învățăm împreună, chiar dacă eu am mai lucrat aceste flori ceva timp în urmă, înainte să existe acest canal de YouTube, le lucrez din nou odată cu dumneavoastră. Sunt Tatiana Andrie și vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Voi încerca ca în fiecare zi, dacă nu măcar o dată la două zile, să vin cu astfel de scurte tutoriale în care să vă prezint un pic din pașii de bază pe care trebuie să-i urmăm în tehnica acestui tip de croșet. Din nou vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și mai târziu veți găsi aceste tutoriale pe canalul meu de YouTube. La revedere!